Acum 20 de ani, în Brazilia, Naționala de Tineret a României câștiga titlul mondial. Generația de aur a handbalului feminin românesc a fost sărbătorită cu fast de Federația Română de Handbal cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la cucerirea titlului. Ceremonia oficială a fost programată la Cluj-Napoca în pauza meciului dintre România și Serbia, partidă ce a asigurat calificarea generației actuale la mondialele din Danemarca. Jucătoarele au primit diplome de onoare din partea președintelui Alexandru Dedu. Cu multe jucătoare în componență din acea generație, România a câștigat argintul mondial în 2005. Vicepreședintele Federației Române de Handbal, Narcisa Lecușanu, speră ca noul val din handbalul feminin să-i calce pe urme. E un rezultat care a rămas în istoria handbalului românesc. Și bănuiesc eu că așa, o pietricică mică la fundația rezultatelor care au apărut mai târziu, cel din 2005 și 2010. Anul trecut, Naționala de Junioare ieșea campioană mondială. În 2015, România s-a calificat cu naționalele sub 19 ani și sub 17 ani la campionatele europene.